Prima repriză a fost una în care portarii s-au remarcat, astfel Leonidas Panagopoulos a reușit să scoată mai multe mingi care veneau către poarta năvodărenilor, dar și Buzbuchi a blocat mai multe șuturi. Primul gol pentru năvodăreni a fost marcat de Roman în minutul 4 dintr-o pasă de la marginea careului. Puial în careu, acum Akin centrează la bara a doua, gol! Al doilea gol pentru Săgeata a fost marcat din lovitura de cap a lui Țigoianu din pasa excelentă a lui Lupu în minutul 81. Golul de onoare al celor de la Viitor a fost marcat abia în minutul 84 de Lazar printr-un șut fără preluare de la 20 de metri. Lupu vine cu această centrare, lovitura de cap, gol! Tabela de marcaj a fost închisă de Mihai Roman în minutul 88. Astfel, Săgeata Năvodare a obținut cea de-a doua victorie în acest sezon, iar echipa lui Gheorghe Hagi rămâne pe locul 16 cu 2 puncte.